Bun găsit, prietenii mei! Vă spun un sabat binecuvântat și Domnul să ne ajute în tot demersul nostru spiritual și cel de familie, cel de biserică. Avem cuvinte să-i mulțumim Domnului pentru har și îndurare. Iată că o săptămână a trecut și avem foarte multe dovezi ale îndurării sale. Și eu personal mulțumesc Domnului pentru ajutorul cel dă și mie, familiei mele, și văd și în viața multora dintre dumneavoastră. Experiențele sunt foarte interesante, importante. Bineînțeles că eu știu doar o parte din ele. Dumnezeu însă le știe pe toate. El să fie slăvit și mări pentru îndurările Lui. Să avem un sabat binecuvântat și să rugăm pe Domnul să ne dea har și cu această ocazie. Ne rugăm! Mulțumim Tată din ceruri pentru har, îndurare. să mulțumim pentru săptămâna ce s-a scurs și atâne din nou la început de sabat așteptând îndurările tale și binecuvântarea ta. Te rugăm prin har să ne binecuvinți pe fiecare, individual, familiile noastre, biserica, fă, Doamne, ca fiecare activitate pe care noi o desfășurăm să fie făcută în numele Tău și spre onoarea numelui Tău. Binecuvântă întâlnirea în această seară, fă-ne, Doamne, capabil să pricepem, să înțelegem, dă-ne un duh de cercetare a cuvântului al nostru personal și Duhul Tău să lucreze, cu insistență și cu putere, și ajută, Doamne, să primim sfatul și îndurarea Ta. Slăvit să fie numele Tău. Avem încredere că Tu ești cu noi și ajută-ne ca, în finalul acestei meditații, să putem avea lumină din partea Ta și har. Domnul să fie cu noi, acum, dar dorim, Doamne, și în împărăția Ta prin harul Tău. Amin. În contextul pe care îl avem în această lună februarie ne ocupăm în mod deosebit de problemele familiilor noastre și ne ocupăm vineri seară de această idee care este importantă și cercetătoare de sine. Ce ne pasă nouă? Ce ne pasă din punct de vedere spiritual, dar ce ne pasă și din perspectiva familiei? Am studiat uh, ultimile două ocazii, viața lui Avram, viața lui Isaac. În această seară vom studia câte ceva din viața lui Iacob. O experiență multiplă, cu foarte multe lecții practice și lecții de viață. De aceea spun că Biblia este atât de însemnată și atât de plină de învățătură, de sfat, de îndrumare, de îndreptare spre chipzuință, mai ales în domeniul familiei. Și aș vrea aici să atrag atenția pentru fiecare dintre noi foarte multe. Uh, elemente ale vieții noastre sunt legate de viața socială, de viața uh, de familie. Uh, e posibil ca cineva care ascultă să spună: Dar pe mine nu mă privește că eu nu sunt uh, căsătorit, dar faci parte dintr-o familie sau îți dorești o familie sau uh, poate că ești într-o situație în care uh, ești uh, într-o dezamăgire din punct de vedere. Sentiment. Scuze poate că ești într-o supărare în cadrul familiei, poate cineva este într-un divorț sau cineva a trecut prin drama unui deces. Sunt foarte multe variabile și variantele vieții noastre emoționale la nivel de familie. Dar vedeți că cele mai multe trăiri profunde aici le petrecem. Și cele mai mari bucurii, dar și cele mai mari dureri. Dacă e să citim literatură de oricare fel, hai să nu intrăm în literatură de specialitate, unde avem matematică și fizică, dar dacă e să vorbim despre probleme de viață, ele sunt legate obligatoriu de această legătură pe care noi o păstrăm cu cei din jur și mai ales cu cei apropiați. Chiar dacă e să vorbim despre lumea păcatului, în care știu eu, Samson s-a dus la Dalila, tot niște relații au fost defectoase, păcătoase, dar relații care au dus unde au dus. Deci, până la urmă, viața noastră este împletită într-un mod fericit sau nefericit de aceste relații pe care noi le avem. De aceea insist pe această idee a unor relații profunde, serioase, dovedite de adevăr, când vorbim de înțelepciune sau chipzuință sau vorbim de tact, vorbim de o vorbă bună, vorba dulce, mult aduce foarte multe aspecte care sunt legate de Biblie, dar și de ceea ce este în afara Bibliei. Toate se concentrează pe această temă foarte importantă a bunelor relații cu cei din familie, cu cei apropiați. De aceea cred că merită să studiem atent acest domeniu și să-i dăm importanța cuvenită și să facem socoterile cuvenite. Ce e rău! în a avea niște relații potrivite cu cel de lângă tine. Poate că te-ai supărat, te-ai certat sau poate a fost o situație în care te simți nedreptățit. Fă tot posibil. Cât atârnă de tine să împaci lucrurile, chiar dacă este într-o anumită măsură în paguba ta. Paguba ce este nesemnificativă față de câștigul pe care îl vei avea. Domnul să vă dea tărie și putere în această privință. Ne întoarcem la tema noastră și în privința lui Iacov avem aceste lecții foarte importante. Deci, practic, data trecută am vorbit despre Iacov care îl înșeală pe tatăl său și îl înșeală pe fratele său sau cu privire la binecuvântare și am stabilit cu ocazia trecută din dorința de a face ceva bun, de a câștiga binecuvântarea, un avantaj spiritual, probabil, când și și materiale Nu avem dovezi suficiente. Eu personal să cotez că el dorea cel mai mult partea spirituală. Fiind un om meditativ, cerceta Biblia, probabil că avea și o anumită structură psihologică, mai un om potolit, nu are importanță. Iată că și un om meditativ, melancolic, mai de casă, poate să fie un om păcătos. Iacov a păcătuit și față de fratele său, și față de Tatăl său, și față de Dumnezeu, și se dovedește în timp că el a păcătuit și față de propria lui conștiință, față de el. Și el a trebuit să ducă o luptă extraordinară. Această luptă pe care Iacov o duce cu sine însuși, începând cu. Geneza, capitolul 28, Iacob fuge în Mesopotamia, la rudele mamei lui. Această fugă, în singurătate, în întuneric, el strigă la Dumnezeu și Dumnezeu, în bunătatea sa, îi arată prezența lui. Și avem în Geneza, capitolul 28, începând cu versetul 10, relatarea cu scara cerului. Visează el acolo cu capul pe o piatră. Că domnul din cerul coboară o scară pe care circulau îngerii, se duceau către cerul coborau, și acolo primește el o mare făgăduință, în sensul că își dă seama că există o legătură între cer și pământ. Ce cu această scară? Păi noi avem interpretarea foarte clară, biblică, creștinească, dar și adventistă. Pentru că vine Elenuai și ne spune că această scară îl reprezintă pe Iisus Hristos care face legătura între cer și pământ. Adică, practic, Dumnezeu se îndură de acest trădător și îl ajută chiar în situația cea mai grea a vieții lui. Dar ajutorul nu a fost un ajutor material, așa cum gândim noi de obicei sau l-a vindecat nu știu de ce boală. Și pur și simplu îi lămurește în mintea lui, în conștiința lui, acest lucru fundamental: să aibă încredere în Dumnezeu, să știe că Dumnezeu nu l-a părăsit. Ești un om păcătos, ai făcut ce ai făcut, uite, ești un fugar. Eu voi avea milă de tine. Și cu această idee în minte, cu această credință puternică, iată, vreau să citesc aici că este foarte important. și Iacob s-a sculat dis de dimineață a luat piatra pe care o pusese căpătâi, a pus-o ca stâlp de aducere aminte, și a turnat un de lemn pe vârful ei. A dat locului acestuia numele Betel, dar mai înainte cetatea se chema Luz. Iacov a făcut juruință și a zis, Dacă va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac și dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. Deci își dădea seama Iacov că e o distanță între acest Dumnezeu pe care el s -o că îl cunoaște și Dumnezeul tatălui său, dar el acum începe o experiență extraordinară care durează ani de zile, 20 de ani până se întoarce înapoi. Dar intră în această experiență, se roagă în singurătate, și această rugăciune Dumnezeu ascultă și îl binecuvântă acolo unde se duce, în casa unchiului său la ban. Se duce acolo și el lucrează, lucrează în folosul familiei unde, unde stă. Iată ce spune la ban. Apoi la ban a zis lui Iacov, fiindcă ești rudă cu mine să-mi slujești toare degeaba, spunem ce simbrie evrei. Și aici face un târg uh, Iacob împreună cu uh, Laban de a sluji acolo în casa lui Laban ca să poată să căsătorească cu una din, uh, cu fete, una din fetele sale. Rahela era o fată frumoasă și el spune, uite, vreau să mă căsătoresc cu Rahela. Și aici Apare această experiență extraordinară, șapte ani de zile a trebuit să slujească pentru Rahela. Și spune cuvântul că au trecut șapte ani ca șapte zile, pentru că el o iubea pe Rahela. Vedeți, relațiile cum se stabilesc este un lucru foarte, foarte important, nu? Să iubești, probabil că era acolo un element de romantism, s-a înflăcărat inima lui, iubea pe această fată. Dar atunci când iubești, nu mai ții cont de greutăți. Treci peste. Iubirea aceasta nu este doar o iubire romantică, ea trebuie să fie o iubire profundă. A iubit-o el pe Rahela până la capăt, până la capăt. Și a rămas Rahela în mintea și inima lui pentru totdeauna. Foarte important e să iubești. Să iubești profund, sincer, să dovedești că iubirea ta este întemeiată pe adevăr și pe într-un spirit de sacrificiu. Biblia ne spune că de fapt el a slujit pentru Rahela 14 ani până la urmă. Pentru că la ban l-a păcălit, l-a înșelat. Iată că ceea ce ai făcut la un moment dat în viața ta și ai afectat pe cei din jur prin înșelăciunile tale, te ajunge din urmă. Este ca și cu bumerangul. Arunci, dar bumerangul vine și te lovește pe tine în cap. Lucrurile se întorc, se întorc cu ce, măsură măsor cu aia ți se va măsura. E o lecție de viață, e biblică, dar e și o lecție care este vestită de oameni înțelepții e lumii. Este o problemă care trebuie să fie bine filipată în conștiința noastră. Bine faci, bine găsești. Și Laban a făcut foarte, Iacov a făcut foarte mult bine în casa lui Laban. Și Laban și-a dat seama că el, Iacov este binecuvântat de Dumnezeu. Deci el se căsătorește cu fata cea mare, Lea, fata lui Laban și apoi o ia și pe Rahela, încep să apară copiii și după 20 de ani de ședere acolo în Padararam, în casa lui Laban, el, Iacov, este un om bogat, cu o familie numeroasă, vede că mâna lui Dumnezeu l-a însoțit. Vedeți, frații mei, cât de important este binecuvântarea lui Dumnezeu. Această relație pe care Iacov o are cu cei din jurul său este una susținută de prezența lui Dumnezeu pas cu pas, la binecuvântat din vedere material, fizic, la binecuvântat din punct de vedere social, că i-a dat un, 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 loc de cinste în familia acestui. El era un străin până la urmă. Și s-a dovedit la banca fiind un om cu două fețe. El vorbea frumos, miros, dar el vrea să îi câștige foloase de pe urma lui Iacov. Însă Dumnezeu este Cel care ține echilibru. A văzut că e ceva incorrect acolo și a reglat lucrurile. Domnul a mutat piesele proiectului. Le-a mutat în așa fel încât lucrurile să fie în avantajul lui Iacov, pentru că Iacov era în, în obiectivul lui Dumnezeu, în atenția lui Dumnezeu. Iacov trebuia să devină un neam mare, era o făgăduință. Cum avem și noi făgăduințe din partea lui Dumnezeu, mai ținem noi cont de aceste făgăduințe care nu mă privesc pe mine în mod particular, ci poporul lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu, adevărul lui Dumnezeu. Eu sunt un reprezentant al Domnului în biserica mea, prin familia mea. Și Dumnezeu mă binecuvântă și individual, dar mă binecuvântă ca și pe Iacov, pentru că făcea parte din poporul lui Dumnezeu. Și aici trebuie să făcute niște legături, niște noduri. Legătura lui Iacov cu părinții lui, bun, am stabilit, a fost așa cum a fost, a ținut de mamă sa, l-a înșelat pe tată, dar până la urmă, el s-a lămurit că ceva a fost în neregulă și a trebuit să repare. Noi trebuie să reparăm ceea ce am greșit legăturile sale cu soțiile sale. Și aici avem multe lecții. A iubit pe Rahela, dar n-a prea iubit-o pe Lea. Și mă rog, după aceea și celelalte soții, slujitoarele celor două soții, a avut copii de la cele patru neveste. N-a -a, -a avut foarte mare câștig din această combinație. Totuși a fost o combinație nefericită, așa cum s-a întâmplat și cu Avram, I-a zis Sara să, să o ia pe slujnica sa, dar până la urmă această legătură n-a prea fost bună, n-a ieșit lucruri sănătoase. Planul romenești, planul romenești care acum nu le-a gândit neapărat Iacov, le-a gândit la ban, dar tot planul romenești a intrat în acest joc și a trebuit să muncească foarte mult Iacov să păstreze uh, armonia în familie. Iacov și soțiile sale dovedește faptul că avem nevoie de o legătură solidă, puternică, bazată pe adevăr, pe onestitate. Față de partenerul de viață, noi nu trebuie să fim niște oameni cu două fețe. De multe ori se întâmplă această situație când nu, 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 nu suntem pe calea cea bună. Mă gândeam acum la un exemplu, da, pot să-l dau, dar fără să amintesc cine este persoana, cunosc persoana aceasta care era un om foarte de treabă, mergea în biserică, cu soția, cu copiii, era diacon în biserică, dar avea metoda foarte dibace de a o păcăli pe soție cu privire la bani, cu privire la afaceri, cu privire la nu știu ce, nu din punct de vedere moral, dar pe partea asta, totdeauna, era cu minciunica acolo. A făcut Andrei, am făcut Andrei, dar nu era realitatea. Și nu mergeau lucrurile bune. Domnului nu îi plac lucrurile acestea. Mai bine spui că nu poți să spui că este o problemă confidențială sau o problemă care nu se poate comunica, dar nu fi nesincer, nu fi neserios în această privință. E valabil și pentru soții, față de soții lor. Și mai ales părinții față de copii. Pentru că copiii fotografiază și copiază. Iată că tata și mama a spus că nu sunt acasă, dar ei de fapt sunt acasă. Relațiile cu cei din familie, cu soțiile noastre, cu soții noștri, cu copiii noastre sunt foarte importante, baza pe care mergem, ce clădim, ce construim acolo. Iacov în timp a construit anumite legături bune, dar unele dintre ele și defectuoase. Țineți minte când Iacov avea deja copii de la Rahela, pe Iosif și pe Beniamin. Ținea foarte mult acești copii doi, pentru că erau de la femeia pe care el o iubea. Ce a făcut însă Iacov? S-a comportat într-un mod diferit față de acești copii, față de cum s-au comportat de ceilalți. Și a apărut gelozia ceilalți. Ce spuneau? Iată cum îl ține pe Iosif, cum îl îmbracă. Și în loc ca Iosif să fie simpatizat de frații lui mai mari, el era Uh, gelozit, ei uh, se vorbea urât, uh, comportament uh, nepotrivit, pentru că s-a produs un dezechilibru din partea tatălui sau din partea mamei, cum a fost un dezechilibru între uh, Rebecca și Isaac. Aceste legături dintre noi, ca parteneri de viață, sunt foarte importante. Ne rugăm ca aceste legături să fie după voia lui Dumnezeu nu putem realiza noi dintr-o dată, dar trebuie să ne propunem, să ne rugăm, să studiem și să vorbim unul cu altul. Iacov ar fi trebuit să vorbească cu fiecare nevasta lui în parte și să stabilească lucrurile, trebuie să vorbească cu copiii săi, să-i socotească ca fiind niște persoane importante de la masa plănuirii, și să lămurească lucrurile. Mă, ce ați mai avea de... Are sunt probleme. Uite, am observat că ați vorbit urât cu Iosif. Care e problema? Să poată afla și să echilibreze lucrurile. E, aici avem o mare problemă. Iacov trece printr-o situație dramatică. La un moment dat, această situație dramatică înseamnă că el se întoarce acasă, în locurile lui, așa cum l-a I-a promis Domnul și el pleacă spre Canaan, cu turme multe, cu vite multe, cu o familie numeroasă și trebuia să-l întâlnească pe Esau, care era un războinic. Vă dați seama, Esau avea 400 de soldați. Asta pentru vremea aceea era o armată. Și a dat seama, Iacov, că acest Esau, dacă se răzbună, toată familia lui este pierdută. Și aici îmi plac câteva lucruri care merită să le amintim. Capitolul. 31 ne spune despre plecarea lui din, din Padanaran și către Canaan, urmărirea lui Iacov de către Laban și până la urmă Laban își dă seama că nu are ce să facă, nu mai poate întoarce înapoi. Și apoi în capitolul 32 avem lecțiile care ne interesează în mod deosebit. Frica lui Iacov. Lui Iacov este frică de Esau. Vine și ne distruge. Și Iacov s-a înspăimântat foarte mult și l-a apucat groaza. A împărțit în două tabere oamenii pe care avea cu el oile, boii și cămilele și a zis, dacă vine sau împotriva uneia din tabere și o bate, tabăra care va rămâne va putea să scape. Vă dați seama la ce situație a ajuns Iacov după 20 de ani, datorită înșelăciunii pe care a făcut-o el atunci, în tinerețe, Acum atrage ponoasele, se gândește că datorită păcatului său va suporta consecințele familia lui, copii nevinovați. Ce situație, ce complicație! Face el un plan, nu facem planul să vedem cum am putea, dacă mor ăștia, măcar să scape ceilalți. Și se gândește el ce aș putea să fac. El face o rugăciune înaintea Domnului și spune, izbăvește-mă, te rog, din mâna fratelui meu, din mâna lui Esau și face o organizare nemaipomenită de a trimite un cadou consistent lui Esau. Și apoi, începând la dețetul 24, ni se prezintă lupta lui Iacov la râul Iaboc. Trece râul singur, se luptă cu Dumnezeu și în lupta aceasta spune, Doamne, eu am păcătuit, n-a cerut El iertare Domnului, 20 de ani înainte. N-a cerut el de iertare în cei 20 de ani, ba dar acum el și-a dat seama că de această rugăciune de intervenție a lui Dumnezeu depinde viața familiei lui. Se roagă cum nu s-a rugat niciodată, cu lacrimi. Și vine Îngerul Domnului și se bat parte în parte. El nu știa că este Îngerul Domnului. Dar până la urmă când și-a dat seama a prins Îngerul și a spus, nu te las până nu mă vei binecuvânta. Așa de mult îmi place acest gând. Pentru ce cerea Iacov binecuvântarea? Pentru el? Pentru el, dar în mod deosebit pentru familia lui. Și-a dat seama că este o problemă de viață și de moarte. Când ești frate în fața lucrurilor complicate, periculoase, triste, care te pot dezamăgi pe tine și pe ceilalți, tremuri. Și Iacov tremura, dar Domnul a binecuvântat și a spus, e, eh, pentru faptul că ai striga cu mare putere, nu te vei mai numi Iacov, ce te vei numi Israel. Te-ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai ieșit biruitor. Chiar dacă prin lovitura care a primit-o în șold, Iacov căpăta, dar el era un om biruitor. A plecat, s-a întâlnit cu Esau și totul a mers foarte bine pentru că Dumnezeu a schimbat inima lui Esau. Îmi place foarte mult modul în care se exprimă aici Iacov. În ce privește situația lui, lui Esau. Iacov a ridicat ochii, s-a uitat și iată că Esau venea cu 400 de oameni. Atunci a împărțit copiii între Leia, Rahela și cele două roabe. A pus în frunte roabele cu copiii lor, apoi pe Leia și apoi pe Rahela. El însuși a trecut înaintea lor și s-a aruncat cu fața la pământ de șapte ori până s-a apropiat de tot de fratele său, gesturi semnificative, doar, doar să-l convingă pe sau că el este un om pocăit. Esau, ridicând ochii, a văzut femeile, copiii și a zis, cine sunt aceia? Și acum a vă răspuns, sunt copiii pe care mi-a dat Domnul Dumnezeu, robului tău. Roabele s-au apropiat cu copiii lor, s-au aruncat cu fața la pământ. Și apoi, a venit darul. Ei s-au zis, ce din să faci cu toată tabăra aceea pe care am întâlnit-o? Și voiesc să capă trecere cu ea înaintea Domnului meu. O, oh, eu am din Belșug, păstrează, frate, ce este al tău. Și Iacov a răspuns, nu, te rog, dacă am căpătat trecere înaintea ta, primește darul acesta din mâna mea, căci m-am uitat la fața ta cum se uită cineva la fața lui Dumnezeu și tu m-ai primit cu bunăvoință. Adică la un moment dat trebuie să fim deschiși onești, să mulțumim pentru binele care ni se face. Iacov era fericit că Esau n-a făcut un rău și s-a comportat frățește, omenește cu el. Auzi, mă uit la fața ta și văd că fața lui Dumnezeu. Cum vedea fața lui Dumnezeu în fața lui sau Că sau era un luptător. Păi da, a văzut că fața lui Sau a fost schimbată prin lui Dumnezeu. Să vezi în aproapele tău chipul lui Dumnezeu. Să poți să vezi că Dumnezeu acționează prin oameni. Dumnezeu a acționat prin Esau și Iacov a văzut mila lui Dumnezeu în aceste momente extraordinare. Și se roagă să primească darul și Esau primește darul și îmi place foarte mult modul în care se finalizează această întâlnire pe care Iacov o are cu Esau. Esau a zis, "Haide să plecăm, să pornim la drum, eu o merg înaintea ta, nu? o sta și hai să mergem. Iacov i-a răspuns, domnul meu, nu se poate, eu am copii mici, am oi, fătate, dacă le-am sili, ar muri pe drum. Domnul meu s-o ia înaintea robului tău și eu voi veni încet pe urmă, la pas cu turma care va merge înaintea mea și la pas cu copiii, până voi ajunge la domnul meu în seir. La pas cu copiii. Avea grijă Iacov de fiecare amănunt al existenței lui, dar existența lui era legată de familie. Domnul meu, mulțumesc pentru ajutor, mulțumesc că ai primit darul meu, sunt fericit, nu am fost niciodată mai fericit, dar acum lasă-mă să merg în pasul meu. Nu se poate altfel să mergi în pasul celor care sunt în familia ta, cu fiecare în parte, fără care e de un an, te să te cu el ca față de un om de un an, cel de 14 ani, de 14 ani, și cel care are 25, are 25 de ani. Să te adaptezi, să ai înțelepciune și bunăvoință și să vorbești, să comunici și să conduci planurile vieții familiei tale în așa fel încât Dumnezeu să-i poată binecuvânta pe fiecare. Să nu fii neglijent, să nu fii uh, diferit unul față de altul. Unul este mai puternic, altul este mai liniștit. Trebuie să ai un plan pentru fiecare în parte. Mi-a plăcut foarte mult această idee și acest gând extraordinar, binecuvântat de Domnul. Iată-l pe Iacov, împăcat cu Esau, vădându-și familia întreagă, neafectată, cu păcatul iertat, binecuvântat de Dumnezeu și acum mergând, nu țopăind, nu grăbindu-se. Normal că era fericit în inima lui, dar fericirea lui se dădea pe față prin faptul că avea grijă de toți cei care făceau parte, până și de animale avea grijă. Iată un om al lui Dumnezeu. Să-l fie lăudat Dumnezeu pentru exemplu acestui mare bărbat, cu păcatele lui, dar un om pocăit, un om care a câștigat îndurarea lui Dumnezeu, a câștigat favoarea lui sau a câștigat uh, stima celor din familia lui, și acest lucru l-a condus mai departe, ca din Iacov să iasă un neam mare de oameni. Și Dumnezeu a lucrat cu mare putere prin acești oameni. Avem exemple extraordinare ale vieții de credință, ale închinării, ale supunerii, ale slujirii, ale oamenilor care au făcut păcate și au fost ca și noi, dar iertați de Dumnezeu. Domnul să binecuvinteze viața voastră, viața mea, familiile noastre, copiii, nepoții, să avem grijă de fiecare, fraților, să ne rugăm, Doamne, Binecuvântă-mă ca să pot avea grijă de cei din familia mea. Să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru acest cuvânt minunat. Iacov este un exemplu extraordinar pentru viața noastră de credință. De nehar, de -ne înțelepciune și bunăvoință să învățăm din cele bune, dar și din cele rele. De să ne rugăm cum s-a rugat Iacov și de nehar, Doamne, să vedem în cei din jurul nostru chipul minunat al iubirii tale. Să ne bucurăm de prezența lor, să facem tot ce ne stăm puțin, să prin harul tău și prin duhul tău să le fim de folos. Binecuvântă ne familiile, binecuvântă biserica, ajută-ne ca mâine să putem ajunge cu bine la biserică, să profităm de orice ocazie. Și ocaziile acestea cu pandemia și toate cele care sunt, care de-abia este un început a ceea ce va fi în viitor, cu foarte multe evenimente de felul acesta. Să învățăm, Doamne, să ne comportăm ca niște oameni temători de numele Tău. Slăviți să fie numele Tău de acum și până în veci. Amin. Vă doresc o seară binecuvântată, să vă dea Dumnezeu har, să vă dea îndurare. Gândiți, vorbiți, cântați, rugați-vă să fie totul spre onoarea Lui Dumnezeu, spre binecuvântarea noastră. Amin.